Hristos a înviat. O zi cu soare în Iudeea, Ierusalimul e frământat. Se încrucișează șoapte în stradă, Iisus din morți a înviat. S-a tulburat cetatea sfântă, și omul prost, și înțeleptul. Se duc la Golgota în grădină, mai pe furiș și mai de-a dreptul. Și parcă-i vezi în două tabe pe toți la groapa lui Hristos. Pe unii căutând spre ceruri, pe alții cu privirea în jos. Pe acei ce-i vezi cântând o sală cu ochii ridicați în sus, sunt cei ce ieri plângeau amarnic, sunt ucenicii lui Iisus. Sunt cei pe care răstignirea i-a depărtat de cel mai drag. Sunt cei ce au stat închiși trei zile și lacrimi au vărsat și rar. Iar ceilalți, plini de tulburare, plecați cu frunțile în jos, sunt Sanhedrinul, fariseii, răstignitorii lui Hristos. Sunt cărturarii, tribunalul, conducătorii într-un cuvânt. Sunt cei ce ieri rucat al dealul, lovind cu biciul trupul sfânt. Sunt cei ce nu i-au dat nici apă, lui celui ce-a creat izvoare. Sunt cei ce i-au săpat o groapă și au pus pe ea o piatră mare. Priviți cum stau judecătorii în fața lui părăsită, cu fruntea plină de bromboane, cu inimile răgoșite. Priviți că nu mai stau grămadă, s-au speriat vechii stăpâni și au ajuns mulți din ei să creadă în ceea ce ne-a scăpat din noi. Și mulți din cei ce au spus că cerul era pustiu de cele sfinte s-au prăbușit când adevărul ieși afară din morminte. Ba au căzut chiar și străjerii, s-au prăbușit umiți romanii, căci nu pot nimici învierea, nici forța armelor, nici banii. A înviat viața lumii, cine-i poate sta în cale? Sus în cerul serafinii când într-una o sanale. Prin cetate ucenicii s-au aprins de bucurie, îndrăznesc în gura mare a vestit credința vie. Nu s-a scunși, nu mai e frică, nici de oameni, nici de moarte, ci din contră țin să ducă noua veste mai departe. Cel-i gata Magdalena ca să îndure în viață, cum să tacă, să nu spună, când ea l-a văzut în față? Cine i-a robit pe Petru, pe Ioan sau chiar pe Toma? L-au văzut, e viu, zadarnic vine ordin de la Roma. Peste cruci și peste arene, peste orice dur de frică, peste orice ce primești, învierea se ridică. Iată-i vezi cu mii, cu mare, mamă, cu copii în brațe, merg cântând în fața morții, merg cu zâmbetul pe față. Moartea nu mai e o beznă, nu e o peșteră grozavă, ci de astăzi mai degrabă e o ușă către slavă. A înviat Iisus, întâiul care a înfrânt puterea humii, vestea a pornit îndată către marginile lumii. A înviat și nu mai moare, a înviat pe totdeauna. El e al nostru Paște veșnic, soarele ce-a înfrânt furtuna. A înviat și dă viață tuturor ce vin la dânsul, să se roage cu căință până-i podidește plânsul. Tuturor ce-și plâng păcatul și cer viață mângâiere, pentru toți el are dreptul să împartă grațiere. Tuturor ce se vor naște încă din credința vie, le dă drept la acel Paște când toți morți o să învie. N-a văzut vreodată lumea, nici pământul, nici Iudeea, nici n-a pomenit pământul o înviere ca aceea. Și acum, tu știi iertarea ce-a adus oblândul miel, pune-ți astăzi întrebarea, tu ai înviat cu el? Ești tu plin de bucurie printre frații învățăceri sau din ceata ce descinde din străvechii farisei? Ți-ai făcut tu datoria de creștin în timpul vieții? Crește viața ta în lumină cum crezorii dimineții? Ești tu plin de bucurie că tu nu mai mori în veci și mărești prin fapte bune slava în care ai să o petreci? Uită-te puțin în urmă, câte roade ai adus? Spune, ești tu în sfânta turmă? Ești tu frate cu Iisus? Stăruiești tu nopți de-a rândul ca și frații lui creștine? Te-ai luptat tu ca și gândul să trăiești curat în tine? Oare zici tu ca și Petru dacă încercarea vine? Nici chiar moartea, Doamne, nu mă poate despărți de tine. Eu rămâne voi cu tine, strigau cei din prima turmă, și în furtună, și în prigoană, și la moarte până la urmă. Ai rămas tu lângă Domnul? Ai tu inima curată? Ascultate-ai tu îndemnul ca un copilaj de tată? Și acasă, și la lucru, și în locuri depărtate? Tu trăiești ca ucenicii? Te ferești să n-ai păcate?
Dacă stai cu zel de veche, dacă nu te prinde somnul, atunci știi că ești un frate și că ai înviat cu Domnul. Atunci cântă învierea ca să-ți mângâie și plânsul, când cuvânt veni va iarăși și te va lua la dânsul. Dar, dacă mai duci o viață de întuneric și păcat, Iisus este mort în tine, fratele-ți l-a îngropat. În zadarii porți cuvântul și l-ai crede că ți-e frate, căci ai sigila mormântul peste lespezi de păcate. Ce folos că toți creștinii l-a slăvit ca înviat, dacă în inimă tot zace pus în giurgiu și îngropat? Tu ești trist, n-ai bucurie de învierea lui Hristos, iar pe nori când o să vie, tu rămâi creștine jos. Cere lui Iisus să-ți șteargă orice vină care o porți, inima-ți cu drag să-ți spună, a înviat Iisus din morți. Îmbrăcați cu Duhul Slavei, încălziți de albi rază, frații cei din prima turmă îi vedea când înaintează. Însă, vai, răstignitorii ce-au pus mâna pe Iisus, încercară să oprească vestea Harului de sus. Au crezut că pot să închidă orice drum spre înviere, dar Hristos, Paștele nostru, n-a înviat fără putere. N-a înviat să-i vadă fața numai cei din Sfânta Țară, ci toți câți vor fi în viață până El veni va iară. Domnul nostru, Domnul Păcii, în credință nu se schimbă. El vorbește cu oricine, căci cunoaște orice limbă. Și pe acei ce cred puterea în iubirea lui frățească, i-a învățat pe fiecare limba lui să-i vorbească. Și oricine ar fi dânsi și în oricâtă depărtare, Duhul Sfânt e astăzi ușă de a vorbi cu el oricare. Limbi străini și limbi cerești date-și celor care cer. Prin antena cea eternă pot vorbi cu el în cer. Și pentru că sunt atâția ca și în vechile decenii, care nu cred că e viață sau la darul de vedeniu, la cei ce azi îl cheamă ori și unde în orice țară, ca și în seara învierii, în mijlocul lor cobor. Amin. Amin.